Doamnelor și domnilor, urmează știrile din sport prezentate de colegul meu, Mihai Burciu. Bună seara, Mihai! 1 la 1 în peninsula arabică pentru echipa Moldovei. Este un rezultat bun pentru începând de an? Bună seara, Lucia. Bună seara doamnelor și domnilor. Da, Lucia, am putea spune că este un rezultat bun, mai ales că această formație a Republicii Moldova a avut foarte mulți debutanți în această partidă din această seară din golf, dar acest rezultat ne va arăta mai departe în meciurile oficiale cât de pregătiți suntem. Cu mai multe informații imediat. Naționala de fotbal a Moldovei a încheiat la egalitate primul meci din 2017. În amicalul disputat împotriva selecționatei din Qatar, elevii lui Igor Dogovolski s-au văzut conduși încă de minutul 3. Autorul golului de 1 la 1 a fost mijlocașul Andrei Cojocari, care a înscris pentru prima dată în tricoul echipei naționale. Naționala sub 18 ani a Moldovei a reușit o victorie importantă la Cupa Dezvoltării, în competiția care are loc în Belarus. Tinerii noștri fotbaliști au învins la scor echipa similară din Armenia. După egalul din partida cu Belgia, Naționala sub 18 ani a reușit un meci foarte bun în cea de-a doua partidă din grupa B a Cupei Dezvoltării. Băieții antrenați de Sergiu Kirilov au întâlnit echipa similară din Armenia și după numai 10 minute s-au văzut conduși cu 1-0. Tinerii fotbaliști moldoveni au egalat repede în minutul 23, iar din minutul 34 au evoluat cu un om în plus pe teren. Superioritatea numerică s-a concretizat la finalul primei reprize, astfel încât Moldova a intrat cu avantaj la pauză. Partea secundă a fost la discreția selecționate noastre Under-18, care a mai înscris de două ori. Rezultatul final a fost de 4 la 1 și în următoarea partidă, care va avea loc pe 18 ianuarie, tinerii fotbaliști moldoveni vor întâlni naționala sub 18 ani a Rusiei. Dacă selecționata sub 18 ani a Moldovei are un parcurs bun, nu același lucru se poate spune de fotbaliștii Under-19 ai Moldovei. În competiția pentru locurile 9-12 de la Memorialul Granatkin, Tinerii noștri jucători au pierdut la scor meciul cu Belarus. După un parcurs slab în grupele memorialului Granatkin, selecționata Under-19 a Moldovei a cedat cu 0 la 4 într-unul din meciurile pentru locurile 9-12 ale competiției. Adversarii tinerilor noștri fotbaliști au fost jucătorii din Belarus, care au deschis scorul prin Starastin în minutul 29. După ce au intrat la cabine cu un avantaj de 2 la 0, belorușii au evoluat la turație maximă și în repriza secundă. Mai întâi, Lapun a făcut 3 la 0 pentru ca pe final de partidă, Capov să stabilească rezultatul final de 4 la 0 pentru Belarus. Naționala Under-19 a Moldovei va mai juca încă o partidă de clasament pentru unul din locurile 11-12 ale memorialului Granatkin. Pauza competițională este una extrem de activă pentru Milsami Orhei. Aflați în luptă pentru cel de-al doilea titlu național al fotbalului moldovenesc, jucătorii orheini au pregătit câteva meciuri tari în cantonamentul din Turcia. Cu 43 de puncte la activ, cu două mai multe decât șerif Tiraspol, Milsami Orhei este liderul de iarnă a Diviziei Naționale de Fotbal. Cu gândul la cel de-al doilea titlu național, vulturii roșii au zburat în Turcia, acolo unde au pregătite câteva jocuri cu echipe de prim plan din diferite campionate europene. Ajunși la Istanbul, jucătorii orheieni au efectuat deja o ședință de pregătire sub conducerea antrenorului Adrian Sosnovski. Prima întâlnire amicală va aduce celor de la Milsami un adversar redutabil. Este vorba despre Dinamo Moscova, liderul celui de-al doilea eșalon fotbalistic din în Rusia, partida va avea loc pe 21 ianuarie. După meciul împotriva cazahilor de la Fece aturai din 25 ianuarie, un alt oponent cu nume va sta în fața Orheinilor, aflată pe locul 6 în campionatul polonez Zaglebie-Lublin, va întâlni Milsami pe 29 ianuarie. Alți adversari ai liderului diviziei naționale sunt bulgarii din Plovdiv și rușii de la Arsenal Tula. În prima partidă de la reluarea campionatului, Milsami va juca pe teren propriu cu Zarea Bălți. Meciul este programat pe 24 februarie. Debutul lui Radu Albot la turneul de mare șlem din Australia a fost unul nefericit. După un meci aprig disputat în patru ore de joc, tenismenul moldovean a cedat în fața unui sportiv din Argentina. Apariția în premieră la Australian Open a lui Radu Albot a fost cu ghinion. Aflat pe locul 96 ATP, jucătorul moldovean a cedat în turul inaugural în fața lui Carlos Berloc. Argentinianul, situat pe locul 90 mondial, s-a impus în primele două seturi cu 6 la 4, 7 la 6. Actul al treilea a fost câștigat cu 7 la 5 de Albot, dar Berloc a închis partida cu o victorie obținută la tie break în setul al patrulea, scor 7 la 6. După ce anul trecut a fost primul jucător moldovean calificat la Jocurile Olimpice, Radu Albot a devenit singurul tenismen de din Republica Moldova, care a evoluat pe tabloul principal la toate cele patru turnee de mare șlem. Acestea au fost știrile din lumea sportului din această seară. Lucia, ai legătura! Mulțumesc, Mihai! Doamnelor, domnilor, continuăm programul informativ actual cu noutățile despre starea vremii, prezentate de colega mea, Constanța Firimon.